iubita biserică, în această seară voi încheia ciclul de predici de un an de zile pe care l-am convenit cu fratele Vladimir Pustan și vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru prilejul pe care Dumnezeu mi l-a oferit să pot să slujesc în mijlocul vostru în toate aceste luni. Vreau să mulțumesc fratelui Vladimir Pustan, chiar dacă nu este aici. Vreau să-i mulțumesc pentru încrederea care mi-a acordat-o, pentru că cred că și-a asumat un risc când un an de zile a trebuit să invite un tânăr mai neexperimentat în a de predice ca și mine, dar îi mulțumesc pentru că mi-a oferit șansa aceasta și am reușit, iată, vreme de un an de zile să fiu în fiecare lună împărtășit cu voi și zic că Dumnezeu să vă binecuvânteze. De la fratele Vladimir am învățat un lucru extraordinar și anume că trebuie să spun lucrurile pe nume. Și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult în ultima vreme în slujire. Mulțumesc și fratelui Adrian Țapoș pentru căldura frățească și sinceră și neprefăcută pe care ori de câte ori ne-am întâlnit-o, a manifestat-o față de mine. Mulțumesc celorlalți slujitori și mulțumesc întregii biserici și vreau să vă spun că pentru mine personal, Biserica Sfânta Treime din Beiuș este specială din două motive. În anul 2003, în luna august, un tânăr de 18 ani, păcătos și fără de Dumnezeu, intra pe porțile bisericii dumneavoastră la o seară de tineret. Și când a ieșit de acolo, a ieșit cu Dumnezeu. Și acela am fost eu. Și tot în biserica dumneavoastră, la o seară de tineret, am întâlnit-o și pe Alexandra, soția mea cu care mă apoi m-am căsătorit. Mântuirea și soția le-am primit aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Cu mine a fost foarte generos și vă rog din toată inima să mă primiți cu dragoste și în seara aceasta, să mă mai răbdați încă o dată și mă rog ca ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă în seara aceasta să le împărtășiți împreună cu mine și să le primiți ca și fiind cât se poate de sincere, ca de la inimă la inimă. De aceea, haideți să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 21. Începând cu versetul 10 și vom concluziona în versetul 17. Evanghelia după Matei, capitolul 21, începând cu versetul 10. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau norodele. Isus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani, scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris: Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preosii ce mai deseamă și cărturarii când au văzut minunile pe care le făcea, și pe copii strigând în templu și zicând: O sana fiului David s-au umplut de mânie. Și au zis: Auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În această seară, Bazat pe acest cuvânt, bazat pe vremurile pe care noi le trăim, vreau să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat în felul următor. Ce găsește Isus în Biserică? Ce găsește Isus în Biserică? Atunci când Domnul nostru Isus Hristos a intrat în Casa lui Dumnezeu din Ierusalim, în Templul Domnului, a găsit niște oameni cu preocupări diferite. De pildă, erau acolo noroade, erau comercianți, erau valutiști, erau preoți, cărturari, erau oameni bolnavi, precum orbi și șchiopi, și erau și copii. Uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, putem să vedem în seara aceasta și noi, în vremurile pe care le trăim, ce fel de lucruri, sau mai bine spus, ce fel de oameni găsește Isus în Biserică? Veți vedea în Cuvântul lui Dumnezeu că sunt mai multe categorii de oameni pe care Domnul nostru Isus Hristos îi găsește în Biserică. Și printre unele dintre aceste categorii nu v-ați dori să fiți niciunul. Dar trebuie să le spunem pentru că Cuvântul lui Dumnezeu trebuie predicat așa cum este. O primă categorie de oameni pe care Isus Hristos îi găsește în Biserică, sunt oamenii aceia care ne socotesc menirea casei lui Dumnezeu. Din nefericire, în biserici, există oameni care ne socotesc menirea casei lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când Domnul nostru Iisus Hristos a intrat în templu din Ierusalim, a intrat mai bine spus în acea curte a neamurilor, în loc să fie acolo o atmosferă duhovnicească, în loc să fie oameni care să se căiască de păcatele lor, în loc să fie o atmosferă celestă, să fie un loc sacru, în locul acela, mai bine spus, se cu o piață, ca și joia aici în Beiuș. Tarabe peste tarabe, comercianți, speculanți, valutiști. Este locul unde te-ai la orice altceva, numai la comerț, nu. Și cu toate acestea, Isus are, pot să spun, șocul acesta, să meargă la templu și în loc să întâlnești oameni care vor să se pocăiască, care vor să se întâlnească cu Dumnezeu, spune cuvântul Dumnezeu că a găsit acolo oameni care vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani. Ce se întâmpla? Isus, Hristos intră în Ierusalim în perioada aceea dinainte de sărbătoarea Paștilor. Era imediat înainte de sărbătoarea Paștilor cu câteva zile și de Paști, de sărbătoarea Paștilor, după cum știți bine, în templu din Ierusalim, în casa lui Dumnezeu, se sacrificau animale pentru ispășirea păcatelor. Și cu această sărbătoare, cu prilejul acestei sărbători, veneau din toate părțile lumii, evrei din diaspora. Veneau din Egipt, veneau poate din Siria, veneau din Europa, din Roma, veneau din toate părțile lumii cunoscute la vremea respectivă, unde evrei erau împrăștiați și veneau la Ierusalim. Și acum, normal că ne-ai venit din Cairo, din Egipt, de pildă, cu, uh, cu o oaie după tine să o sacrifici la Ierusalim. Oamenii aceștia veneau cu bani la ei și veneau cu banii din țara în care locuiau. Și atunci, ca să li se faciliteze cumpărarea de animale, Acolo, în, în curtea neamurilor, la templul din Ierusalim, era, dacă vreți, case de schimb valutar. Erau oameni care făceau speculă cu, cu bani. Și atunci schimbau euro, sau să zicem în termenii noștri, și dolarii după, după arbitratea lor. Adică să le pice și lor ceva comeț. Erau oameni care treau bine de pe urma acestei meserii. Și Iisus Hristos, când intră în acest templu al lui Dumnezeu, când intră în curtea aceasta neamului, care trebuia să fie un loc sacru, se supără, se mânie, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și spune-o niște cuvinte, cât se poate de dure. Casa aceasta, Casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, este un loc al rugăciunii, este un loc sacru. Este un loc în care prezența lui Dumnezeu trebuie să primeze. Și voi, spune Iisus, ați făcut din ea o peșteră de tălhari, o peșteră de comercianți, un supermarket ambulant în casa lui Dumnezeu. Sunt oameni pe care Iisus Hristos îi găsește în biserică și sunt oameni care nesocotesc menirea casei lui Dumnezeu. Știți cum putem noi de pildă să ne socotim menirea casei lui Dumnezeu? Atunci când venim la biserică cu o altă motivație decât cu aceea de a ne întâlni cu Isus Hristos. Când vii la casa lui Dumnezeu, te rog să mă asculți bine seara aceasta, când vii la casa lui Dumnezeu, când vii la biserică, cu oricare alt motiv decât acela de a te întâlni cu Dumnezeu, tu ne socotești menirea casei lui Dumnezeu. Îmi aminte și mărturisesc public lucrul acesta: că eram în timpul facultății, în anul întâi de facultate, făceam foamea prin București, vremurile erau foarte grele, mâncarea era puțină, nu ne ajungea niciodată în facultate, știți, studenții sunt totdeauna săraci, oricât de mulți bani ar avea. Și lângă noi, în București, în sectorul 6, era o biserică numită Biserica Haru. Era o biserică foarte aproape de noi, nici nu trebuia măcar să cumpăr bilet la, la autobuz era foarte aproape la două stații, mergeam pe jos. Ba mai mult de atât, la biserica respectivă, după program, se oferea și o ciorbă gratis. Și eu, aproape un an de zile, cu mulți colegi de-ai mei, mergeam la această biserică, numai pentru ciorba aceea, să mâncăm o ciorbă caldă la final. După un an de zile, atât mi-a trebuit un an de zile, până când Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus, dar tu, de fapt, pentru ce te duci la biserică? Tu te duci pentru o ciorbă sau te duci pentru mine? Și după aceea a trebuit să renunț la ciorbă pentru că mi-am dat seama că nu merită. Și a trebuit să mă duc să mă sacrific, să merg în biserici, unde cu adevărat am putut să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Este un paradox, că sunt atâția oameni care vin la biserică și nu vin cu motivația centrală de a se întâlni cu Dumnezeu în casa Lui. În vara aceasta am fost în Italia și am fost și la Vatican. Am văzut mii de oameni, mii de oameni, m-am și discurajat, nici n-am mai intrat în, în Vatican, pentru că am rămas discurajat de cât de mulți oameni să teau la rând ca să intre în Vatican. Și știți ce era pe buzile tuturor oamenilor? Trebuie neapărat să ajungem în Vatican, trebuie neapărat să ajungem la Capela Sixtină, să facem fotografii cu freștere lui Michelangelo. Oamenii se duc acolo nu ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Oamenii se duc la Vatican astăzi, mulți dintre ei, cei mai mulți probabil, ca să vadă operele lui Michelangelo și a lui Rafael. Te duci la biserică, dar nu să te întâlnești cu Dumnezeu. Și în loc să-L adori pe Dumnezeu, ador lucrarea oamenilor, măcar că oamenii respectivi. Tot ce au făcut, au făcut pentru slava lui Dumnezeu. Se duc oamenii la Paris, la Notre Dame, nu să se întâlnească cu Dumnezeu, ci să vadă acea celebră catedrală și arhitectura gotică. Și numai cu Dumnezeu nu ne întâlnim. Când te duci la biserică cu oricare alt scop decât cu acea de te întâlni cu Dumnezeu, mergi dintr-o motivație greșită și și ne socotești menirea casei lui Dumnezeu. Ne putem duce la biserică pentru predicatori, pentru cântăreți, pentru proroci, dar nu pentru Dumnezeu. Hristos este cel care trebuie să fie în centrul lucrurilor. Hristos este capul Bisericii și nu noi. Când vii la casa lui Dumnezeu, trebuie să vii pentru a te întâlni cu Dumnezeu. Și asta trebuie să primeze în viața noastră. Mă duc aminte că am multe amintiri în seara aceasta. Mă îndepădesc amintirile. Eram în anul 2007 și am fost la Budapesta la un concert al formației creștine Hillsong Australia. O, cât de mult m-am bucurat. Era vreo șase mii de oameni acolo, ne-am bucurat. mi-a plăcut foarte mult cântarea, îmi place foarte mult. Cred că tinerii me înțeleg mai bine aici. Dar ceea ce s-a întâmplat după concertul acesta de muzică creștină, pe mine m-a îngrozit. Vă spun foarte sincer. Deși nu sunt un om legalist, dar m-a îngrozit. Afară, la ieșirea din arena aceea unde a avusese loc concertul, erau sute de tineri cu tricouri în mână, care plângeau, realmente plângeau în hohote, unii erau așezați pe jos, pentru că nu reușiseră să obțină un autograf de la cântărețul nu știu care din trupa Hillsong. Asta e idolatrie, oameni buni. Asta e punerea omului în locul lui Dumnezeu. Să spese mai mult de om decât de Dumnezeu. Iubiți Domnului, ne socotim venirea acasă lui Dumnezeu atunci când venim la Biserică cu alt scop decât cu așa de a ne întâlni cu Dumnezeu. Biserica nu este un podium, Biserica nu este o scenă, Biserica nu este scena de la România, o talent în care noi trebuie să ne expunem talentele noastre muzicale, intelectuale și oratorice. Biserica este Casa lui Dumnezeu, aici este altarul sfânt al lui Dumnezeu pe care trebuie să coboare focul sfânt din cerul lui Dumnezeu. Ne avem nevoie de Isus. Și nu ar trebui să venim la biserică din niciun alt motiv decât aceea de a întâlni cu Iisus Hristos. Eclesiastru, capitolul 5, cu versetul 1, spune atâta de clar, păzește-ți piciorul când intri în casa Lui Dumnezeu. Ai grijă cu ce fel de motivație vin în casa Lui Dumnezeu. Mai apoi putem să ne socotim menirea case lui Dumnezeu atunci când facem din biserică ceea ce vrem noi și nu ceea ce vrea Dumnezeu. Când facem din biserică ce vrem noi și nu ce vrea Dumnezeu. Dar spune Iisus Hristos, voi ați făcut din casa aceasta, care este o casă de rugăciune, ați făcut o peșteră de tălhari. Ați transformat după cum vreți voi, practic. Iubiți Domnului, biserica nu e cum vrem noi, biserica e cum vrea Dumnezeu. Există două mari tendințe în lumea evanghelică din ziua de astăzi și trebuie să le expun. Sunt unii oameni care zic așa, biserica trebuie să fie, domne, ca o pușcărie. Toți să fim îmbrăcați la fel, toți să gândim la fel, toți să fim tunși la fel, toți să fim îmbrăcați la fel, toți să ne încălțăm la fel, toți să fim la fel. Și într-o biserică de tip pușcărie, îți numai reguli. Sunt unii oameni care văd biserică ca o pușcărie. Și rolul păstorului într-o astfel de pușcărie, de biserică, nu poate fi decât acela unui gardian cu un baston în mână. Și atunci când unul dintre oamenii din biserică nu face ce trebuie, se trag un baston și să-l bage la carceră, să-l disciplineze urgent. Avem reguli, dar nu -l avem pe Dumnezeu. Alții merg în partea cealaltă și zic așa, biserica, domne, trebuie să fie ca o discotecă. Adică, imaginați-vă ce vă spun acum, în discotecă, oamenii se duc să se simtă bine. nu e așa? Că de aici se duc să plătească bani să se simtă bine. Și rolul păstorului într-o biserică de tip discotecă îi să fie DJ. Știți ce face DJ-ul? Pune muzică. Și are grijă ca să pună muzica care e în vogă și care le place la oameni să danseze bine și să se simtă bine. Și în două mari tendințe lumea evanghelică din ziua de astăzi, biserica de tip pușcărie, în care păstorul e gardian, și biserica de tip discotecă, în care păstorul ajunge să fie DJ. Știți care e problema? În biserica de tip ușcărie, oamenii nu se tem de Dumnezeu, ci se tem de reguli și de păstor. În biserica de tip discotecă, oamenii nu se mai tem de nimic. De nimic. Ce facem din biserică? Ce vrea Dumnezeu? În anul 2006. În timpul campionatului mondial de fotbal din Germania, știți ce a făcut Biserica Luterană? Se întoarce Martin Luther 360 de grade în mormânt în ziua de astăzi. Știți ce s-a întâmplat cu Biserica Luterană? Biserica fondată de Martin Luther, mare reformator, mare om al lui Dumnezeu. Și ce au făcut? Au cumpărat drepturile de transmisie TV pentru meciurile de fotbal de la campionatul mondial și au băgat monitoare gigant în biserică și porți și mingi de fotbal. Și ca să aducă, ci că oamenii la biserică, ca să țină oamenii în biserică, le-au pus meci de fotbal în biserică. Să mâncăm semințe și să bem bere și să ne uităm la meci, să ne agităm și mai apoi să mai băgăm și o rugăciune și un salm și slăvit să fie Domnul. Și sunt vremurile în care nu le trăim, oameni buni. Când facem ce vrem noi din biserică și nu ce vrea Dumnezeu, aici se ajunge. Biserica e discotecă. Este o tendință Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem într-o zonă în care, încă, oamenii lui Dumnezeu știu cum să gestioneze bisericile. Mulțumesc Domnului pentru harul care îl aveți să fiți în această biserică. Să fiți o biserică echilibrată, că nici nu știți cât de ușor se poate să se ducă într-o parte sau în cealaltă. Ce găsește Isus în biserică? Găsește mai apoi oameni care sabotează lucrarea din casa lui Dumnezeu. O a doua categorie de oameni pe care Isus îi găsește în biserică sunt cei care sabotează, cei care frânează lucrarea din casa lui Dumnezeu. Și o pot face conștient sau inconștient. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când Isus Hristos a alungat pe acești comercianți, pe acești valutiști din templu și când s-a atins de orbi aceea și de pe aceea și a vindecat, spune cuvântul Domnului versetul 15. Dar preoții cei mai de seamă, adică cei mai mari preoți și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând o sana lui David, și ce-au făcut? În loc să se bucure, s-au mâniat. Ba încă spune Biblia că s-au umplut de mânie. Știți de ce? Pentru că din punctul lor de vedere Iisus greșea. Pentru că din punctul lor de vedere nu așa trebuie să se facă biserica. Sunt unii oameni care frânează, care sabotează lucrarea din casa lui Dumnezeu și Isus îi vede foarte bine. Să vină Fiul lui Dumnezeu în biserică. Vă rog să mă înțelegeți. Să vină Domnul nostru Isus Hristos și El în biserică în seara aceasta. Să ne călăuzească, să tămăduiască copiii să strige Osana, fiul lui David. Și să fie oameni în biserică care să spună, asta nu-i de la Domnul. Asta nu-i lucrarea Domnului, nu așa se face. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și rămân șocat când citesc Biblia și nu vine să cred că s-au întâmplat astfel de lucruri că spune că într-o zi Iisus Hristos se duce într-o sinagogă și era o femeie acolo gârbovă de 18 ani, posedată demonic. Și spune că Iisus Hristos a tămăduit-o și a dreptat spatele și știți care a fost reacția fruntașului sinagogii? S-a bucurat? Nu. No. Atât de tare s-a enervat pe Isus, atât de tare s-a mâniat, dar fiți atenți, nu pentru faptul că a vindecat-o, că asta e culmea. El nu s-a supărat pentru faptul că Isus Hristos a vindecat-o pe femeia aceasta care e de sub posesiunea demonică, ci pentru că atenție, i-a strigat lui slujba. Pentru că era în ziua sabatului când el trebuia să conducă programul la biserică. El a zis, sunt șase zile oameni buni în care să vă vindecați, dar ziua de astăzi, dați-mi pace, nu cu alte cuvinte, eu am program, eu am slujbă la casa lui Dumnezeu, eu trebuie să controlez eu cum se face în biserică. Și putem să sabotăm lucrarea din casa lui Dumnezeu. Însă, vreau să vă spun un lucru. Noi nu putem să controlăm pe Duhul lui Dumnezeu ce să facă și cum să facă. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune prin gura apostolului Pavel, spune așa, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte după cum voiește. Adică Duhul lui Dumnezeu este suveran să lucreze cum vrea și noi nu-L putem opri, noi nu putem pune limite și frâne, pentru că nu suntem noi în postura aceea. Noi trebuie să ne lăsăm la îndemâna Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și trebuie să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în bisericile noastre, iubiții Domnului. Mi-aduc aminte că eram la ștei în urmă cu trei ani de zile și am făcut o stăruință. Am făcut patru zile de stăruință după ani de zile că nu se mai făcuseră în biserică. Și a fost o experiență extraordinară. Vă 28-30 de oameni au fost botezați cu Duhul Sfânt în patru zile. Și era duminică, asta a fost marți, miercuri, joi, și vineri. Și duminica aveam program în biserică. Eu toată săptămâna aceea dinainte îmi pregătisem o predică. Și atât de mult am lucrat la predică aia și mă, mă încânta într-un fel faptul că duminica trebuie să o predic și am zis, va fi și atmosfera puternică în biserică, oameni botezați cu Duhul sfânt și acum o să iasă predica foarte bine. Și m-am dus la învon, am citit textul, ne-am pus jos și am zis, un grup de frați au o cântare. Și venit niște frați din biserică s-au -au, -au adunat un grup de frați și au început să cânte o cântare în biserică. Și am zis, mă pregăteam deja, m-am ridicat în picioare și pregăteam biserica să încep predica. Și nu se mai termina cântarea. Și acum eu mă gândeam, Doamne, de ăștia termină din program, ăștia mănâncă din timp, eu trebuie să predic. Și trece 10 minute și frații mei tot cântă și nu se mai opresc din cântare. Și eu nu știu cum, nu știam cum se fac semne să se oprească o dată din cântare. Că eu trebuie să predic, că eu m-am pregătit o săptămână pentru predicaia. Și 15 minute au trecut și nu se mai termina cântarea. Și eu i-am stresat, singurul meu gând era faptul că nu pot să-mi predic predica. Ăștia mâncă din timp, am patru puncte în predică și nu le mai pot spune pe toate. Și după 15 minute, Duhul lui Dumnezeu mi-a deschis ochii. Pentru că deja peste biserică era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Vreme de două ore în biserica noastră în Ștei, oamenii au cântat, au plâns, au rugat și au vorbit în limbi prin puterea Duhului Sfânt. Și n-a mai trebuit nicio predică în seara aceea dar atât de greu mi-a fost să înțeleg lucrul ăsta. Pentru că știți de ce? Există în natura noastră tendința aceasta de a căuta să controlăm noi lucrurile. Noi nu-L putem controla pe Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este suveran să lucreze cum vrea. Iisus Hristos este suveran să lucreze cum vrea. De aceea spun, trăiască-i numele. Și Doamne, lucrează Tu așa cum vrei. Iisus găsește oameni care sabotează lucrarea lui Dumnezeu în biserică. Știți cum mai putem noi sabota lucrarea lui Dumnezeu? atunci când venim la biserică cu păcatele noastre și fără dorința de a ne pocăi de ele. Sabotăm lucrarea din casa lui Dumnezeu, frânăm lucrarea din casa lui Dumnezeu când venim la biserică și nu vrem să ne pocăim de păcatele noastre. Fiecare dintre noi a venit cu păcate la biserică. Dar când rămâi în biserică și când nu vrei să te pocăiești de păcatele tale, este o mare problemă. Știți de ce? Că prin asta ne socotim casa lui Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, capitolul 7, și vreau să mă ascultați cu atenție. Spune Ieremia, prorocia aceasta este pentru toți bărbații lui Iuda care intră pe porțile acestei case și vin la templul lui Dumnezeu și le spune omului Dumnezeu așa prin glas profetic. Ieremia, capitolul 7, versetul 4. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Pentru că zice așa, dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujește la nimic. Cum zice omul lui Dumnezeu? Adică voi furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți stămie lui Bal, mergeți după azi Dumnezeu pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți și vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chema numele meu și să ziceți, suntem izbăviți, slavă Domnului, dar nu te pocăiești de păcate. Ești cu mâna pe sus, cânți cu bucurie, dar păcate tale sunt tine. Și spune Iisus, când faceți lucrul ăsta, când facem lucrul acesta, uitați-vă ce spune versetul 11, ce spune Dumnezeu. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. sabotăm lucrarea din casa lui Dumnezeu, când venim la biserică cu păcatele noastre, dar nu cu dorința de a ne pocăi de ele. Și frânăm părtășia bisericii. Am auzit un frate păstor din America pe nume Conor Carter și am auzit o expresie de la omul acesta care m-a cutremurat. Recunosc că sunt puține lucruri, din păcate, care mă mai cutremură, pentru că ne prea obișnim cu lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Dar știți ce a spus omul acesta? Și aș vrea să vă citesc cuvintele lui așa cum le-a spus. El a spus așa, dacă mergi la o biserică în care te simți confortabil cu păcatele tale și păcatele tale în biserică nu sunt date pe față de cuvântul lui Dumnezeu, de prorocie, sau de alte lucrări ale Duhului Sfânt, tu nu ești la masa Domnului, ci ești la masa dracilor. M-a îngrozit. Aș fi vrut să-l contrazic pe omul ăsta, dar nu pot. Pentru care are dreptate. Sunt atâtea biserici, din păcate, în ce tot mai multe, în care oamenii se simt confortabili cu păcatele lor. Și asta este o problemă. Iubiți Domnului, Iisus este aici. Dați-i păcatele, eliberați-vă de păcate, să-i fie numele. Că și în seara aceasta stă cu mâinile întinse spre noi. Ce oameni găsește Isus la Biserică? Știți ce mai găsește Isus la Biserică? Găsește oameni care nu sunt preocupați mai apoi de ce se întâmplă în Casa lui Dumnezeu. Știți că găsește Isus o grămadă de oameni de ăștia în Biserică care nu sunt preocupați de ce se întâmplă în Casa lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că acolo era o grămadă de noroade, de mulțime de oameni. Când Domnul nostru Isus Hristos a intrat în curtea neamurilor din templu din Ierusalim, erau mii de oameni acolo. Cei mai mulți stăteau deoparte și priveau. Ăștia erau curioși și spectatorii. Transpus în zilele noastre, ăștia sunt oamenii care vin la biserică, fiți atenți, vin la biserică, dar nu sunt preocupați de ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu. Sunt genul de oameni care au impresia că biserica, rolul bisericii este următorul. E ca și cum te duce la o piesă de teatru, plătești biletul la intrare, te așezi confortabil pe un scaun și privești de acolo, din spate sau din față, reprezentația care se dă pe scenă. Și la final îți dai cu părerea, mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut? La fel se întâmplă și în biserică. Sunt unii oameni care vin la biserică, ei n-au nicio treabă cu ce se întâmplă în biserică, vin se așează pe un scaun, ei când biserica se roagă, nu se roagă, ei când biserica plânge, ei nu pot să plângă, când biserica cânte, ei nu pot să cânte, când biserica stăruiește, ei nu pot să stăruiască, ei stau pe scaun în bancă, se uită la ce se întâmplă în biserică, își plătesc biletul de intrare, punând bani la colectă și doar atât. Și genul ăsta de oameni care. Uh, nu sunt preocupați de ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu, sunt și genul de oameni curioși. Știți care sunt oamenii curioși care vin la biserică? Sunt oamenii aceia care atunci când de pildă este stăruință pentru botez cu Duhul Sfânt în biserică și când toată biserica este în clocot și se roagă, ei stau cu ochii deschiși să vadă pe cine o botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Asta e tot ce interesează pe ei. Sunt oamenii aceia care atunci când în biserică este o seară de evangelizare și când se face chemare, ies cu ochii larg deschiși ca să vadă cine s-a mai predat. Asta e tot ce preocupă. Sunt oameni aceia care atunci când Dumnezeu vorbește prin glas profetic în biserică, stau cu ochii deschiși și cu urechile atente să audă pentru cine a fost prorocia. Sunt oamenii curioși. Dar pot să fie și oameni plictisiți. Pot să fie și oameni plictisiți. Sunt oameni aceia care vin la biserică, oamenii plictisiți, dar care, ei nu știu de ce vin la biserică. Ei vin la biserică, dar nu știu de ce. Asta e mai greu de spus. Știți de ce? Pentru că nu au motivație. Pentru că nu au nicio motivație și lipsa de motivație te face să te plictisești. Vreau să vă spun, eu nu mă consider proroc. Nu mă consider profet nici de cum. Dar cred că Dumnezeu ne dă uneori valențe profetice în ceea ce spunem. Vă rog să mă ascultați. Vor trece ani peste bisericile noastre din România și peste bisericile din toată lumea. Dar vor trece ani peste bisericile noastre din România, peste ani și veți vedea și veți da dreptate. Că cel mai îndrăgit accesoriu cu care oamenii vor veni la biserică nu va mai fi Biblia, ci telefonul. Smartphone. Inteligent. De ce nu vii cu Biblia la biserică? Băi, frate, eu am telefon mobil și am Biblia pe el. Să vii să fie Domnul că ai Biblia. Numai că tu te uiți pe Facebook în timpul programului la biserică. Te uiți la poze. Și o să vedeți biserici pline de telefoane de ultima generație și goale de, de Biblie. Pentru că sunt oamenii care nu sunt preocupați de ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu. În iarna în, în, în aceasta am văzut o seară de evangelizare într-o biserică din județul Bihor de sat. Și acolo am întâlnit un om. 15 ani de zile a stat în balconul bisericii. Din momentul în care s-a pocăit, a avut o perioadă de râvnă, de dragoste din aceea din tâi, după care s-a potolit, s-a stins. Și 15 ani de zile, pentru că oricum biserica nu se umplea, era singurul om care stătea la balconul bisericii. Dar el numai la balcon stătea. Pur și simplu zice mie, nu mi-a păsat de ce se întâmpla în biserică. Mă duceam la biserică, nu știu de ce m-am dus, dar 15 ani m-am dus la biserică în continuu. Și după 15 ani de zile, în urmă cu 2 ani de zile, a venit în biserica respectivă un frate fără mâini. Fratele segiu dacă vă aduceți aminte. fratele care nu are, a fost electrocutat și nu are mâini. Și a venit omul la în biserică și și-a depus mărturia. Și spune, frate Dorel, când am văzut pe omul acesta, că nu are două mâini și îl laudă pe Dumnezeu și merge din biserică în biserică, spune, în momentul acela, frate, doar m-am uitat la mâinile mele și mi-a fost rușine ca am mâini. Și știți ce s-a întâmplat? Duminica viitoare dimineața, de la balcon de unde era singur, s-a dus primul pe banca din față. Și în momentul în care eu eram la biserică, cânta cel mai tare, se ruga cel mai tare în biserică. Pentru că și-a dat seama că a stat în casa lui Dumnezeu și a fost, -a fost, a fost depăsător de tot ce s-a întâmplat acolo. O, Domnul să ne trezească! Domnul să ne trezească! Și mai apoi, ce fel de oameni mai găsește Isus în biserică astăzi? Găsește oameni, așa cum am spus, care ne socotesc menirea casei lui Dumnezeu. Găsește oameni care se împotrivesc, care sabotează lucrarea din casa lui Dumnezeu. Găsește oameni care nu sunt preocupați de ce se întâmplă casa lui Dumnezeu. Dar Isus mai găsește în biserică o, slavă Domnului! Mai găsește oameni care se închină autentic în casa lui Dumnezeu. Aceasta este ultima categorie despre care vreau să vorbesc și despre care se vorbește aici, că a întâlnit Iisus Hristos în templul din Ierusalim. Biblia spune așa, că niște orbi și șchiopi și niște copii, orbi au venit la Isus, copiii l-au lăudat pe Isus, închinători autentici, închinătorii aceia pentru care vreau să vă spun, vine Iisus la biserică. Dacă îl determină pe Hristos ceva să vină în biserică, aceia sunt oamenii aceia care vin la biserică cu motivații corecte. Sunt oamenii aceia care se închină autentic în casa lui Dumnezeu. Sunt oamenii aceia care slăvesc pe Dumnezeu din toată inima lor. Închinarea autentică, știți ce face? Te aduce în prezența lui Dumnezeu. Fiți atenți ce vă spun. Închinarea autentică și închinătorii autentici sunt aduși în prezența lui Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul Domnului și vă recitez versetul acesta? Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu. Știți de ce? Pentru că eu știu că Isus este în templu. Măcar că erau orbi Măcar că erau șchiopi, măcar că erau din punct de vedere fizic bolnavi, măcar că poate și din punct de vedere spiritual erau bolnavi și aveau nevoie. Ei au venit în biserică, ei au venit în templu pentru că au știut că acolo în biserică este Isus Hristos. Ei pentru aia au venit la biserică. Ei n-au venit pentru comercianți, ei n-au venit să schimbe la casele de schimb, ei n-au venit să facă business în casa lui Dumnezeu, ei au venit să-l caute pe Isus și când l-au căutat pe Isus, au întâlnit cu Isus. Pentru că, frași și surori, închinarea autentică te duce în prezența lui Dumnezeu. Vreau să te întreb în seara aceasta: când ai fost ultima dată cu adevărat în prezența lui Dumnezeu? Când a fost ultima dată când realmente ai simțit lângă tine prezența lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt a cercetat și te-a întărit? Unii trebuie să ia memo plus, să-și aducă aminte. Oh, am fost 25 de ani, frate. Eram. Dar nu mai ești. Eram, dar nu mai ești. Închinarea autentică mai apoi, știți ce se face? Dărâmă toate barierele dintre tine și Dumnezeu. Dărâmă toate barierele dintre tine și Dumnezeu. Știați dumneavoastră că în conformitate cu 2 Samuel, capitolul 5, versetul 8, orbul și șchiopul n-aveau voie să intre în casa lui Dumnezeu? Pentru că David dăduse o poruncă când a cucerit Ierusalimul și a spus orbul și șchiopul să nu intre în casa Domnului. Știți ce s-a întâmplat în ziua aceea? S-a dat bariera aceasta de secole la o parte. Pentru că acolo în casa aceea era Iisus Hristos, care a dat toate barierele la o parte, ca noi astăzi să putem să intrăm liberi în casa lui Dumnezeu, să putem să intrăm în Sfânta Sfintelor, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că pentru noi, pentru mine și pentru tine s-a vărsat sângele Lui, o dată pentru totdeauna, ca tu să intri nestingerit în prezența lui Dumnezeu. Și închinarea autentică de la o parte, toate barierele, din calea noastră și a lui Dumnezeu. Știți ce mai face închinarea autentică? Îl slăvește pe Dumnezeu, dar nu oricum cu putere. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu și vă rog să vă uitați, spune că și pe niște copii strigând, strigând în templu Osana fiului David, închinarea autentică proclamă cu îndrăzneală numele lui Dumnezeu, îl slăvește pe Dumnezeu. Atunci când ești în prezența lui Dumnezeu, nu te doare gura, nu ai amidalită, nu te doare gâtul și măseaua, pentru că știi că tu când stai în prezența lui Dumnezeu nu poți să stai oricum, pentru că știi că Dumnezeu te stimulează să-l auzi. Dumnezeu te provoacă să lauzi. De ce? Pentru că tu vezi mărirea lui Dumnezeu, tu vezi slava lui Dumnezeu, tu vezi puterea lui Dumnezeu și nu poți decât să exclam, Doamne, cu adevărat tu ești mare, trăiască-ți numele și te bucur și îl proclam pe Dumnezeu și gura ta și întregul tău trup vibrează în prezența lui Dumnezeu, când te închin cu adevărat lui Dumnezeu. Îl când te închini autentic înainte lui Dumnezeu, nu ești gârci la rugăciunea de mulțumire, în care nu mai știi ce să te rogi și revii apoi la cereri. Când te lauzi, când lauzi numele lui Dumnezeu, găsești o grămadă de motive să-i mulțumești lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este mare. Cât de mare este Dumnezeu? Și cât de mici suntem noi. Știi ce a spus austriacul acela, Felix Bogmart, în care a. A plecat din stratosferă cu acea... Când a aterizat, dacă vă duceți aminte din stratosferă, de la 11.000 ceva de metri, cu o parașută. Și și-a spus, înainte să se desprindă de pe nava aceea și să se aterizeze spre pământ, a spus, uneori, trebuie să ne ridicăm atâta de mult ca să ne dăm seama cât de mici suntem. Ca să ne dăm seama cât de mici suntem. Când vin în prezența lui Dumnezeu, când autentic, vezi măreția lui Dumnezeu care te copleșește. Știți ce mi ciudă, fraților, și vă spun sincer, că m-a spus că am învățat de la fratele Vladimir să fiu cât se poate de sincer cu oamenii și când îi spun și asta vreau să fac toată viața. Și ce mi ciudă mie, că mă uit de pildă la buletinele noastre de știri și văd că de două, trei ori, de patru ani vine în România câte o formație celebră de prin Occident, Bon Jovi, Madonna și mai nu știu cine. Și văd acolo, undeva în piața Constituției, sau unde se ține concertul respectiv, văd zeci, sute de mii, văd zeci de mii de oameni care vin de la Constanța, de la Baia Mare, de la Iași, de la Oradea, de la Timișoara, vin cu trenul toată noaptea, nu dorm absolut nimic, se duc și stau toată ziua, stau vreo patru ore, cinci în picioare ca să intre la concert, două, trei ore mai ține concertul, oamenii ne -au și ați nedormiți, oameni buni de vreo 15-16 ore ar trebui să fie obosiți, ar trebui să fie chinuiți. Și când îi vezi ieșind de la concert, sunt reporteri care îi întreabă și zic, domne, cum a fost? Și ce spun oamenii ăștia? Extraordinar! Și când văd de multe ori oameni că ies din bisericile noastre, ca și cum a ieșit de la Auschwitz, Oia se bucură. Oia se bucură de firea pământească, de păcat. Și noi nu ne bucurăm de Isus posați și triși și apăsați, depresivi din casa lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că nu văd de lui Dumnezeu. Doamne, deschide-ne ochii. Și ce mai face închinarea autentică? Experimentează puterea lui Dumnezeu. Când te închine autentic în biserică, vei experimenta puterea lui Dumnezeu. Orbi și șchiopii, spune Dumnezeu, a fost vindecați. Au fost vindecați. De ce ne rugăm de atâtea ori în biserică și nu se întâmplă nimic? De ce facem mungeri cu un delem și poate că nu se întâmplă nimic? Pentru că poate nu ne închinăm autentic înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu proclamăm măriția lui Dumnezeu. Pentru că nu stăm în fața gloriei lui Dumnezeu așa cum ar trebui să o facem. Dar oamenii aceștia, spune Biblia, că au experimentat puterea lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca tu în închinare să experimentezi puterea Lui Dumnezeu. Iisus iubește oamenii aceia și pentru aceea vine la biserică, pentru închinători adevărați, când vin în casa Lui Dumnezeu se bucură. În urmă cu mulți, mulți ani de zile, cu 160 și ceva de ani în urmă, pe la 1800 și ceva, undeva într-o dimineață de duminică, pe, oraș, pe străzile unui oraș din America, așa nume Chicago, era un copil de vreo 10-12 ani de zile, care urla pe trotuar și plângea cu ochii, Plin de lacrimi și striga cât îl țineau puterile: Unde este Isus? Se oprea pe stradă, pe trotuar, luau oamenii de mână și spunea, Domnule, unde este Isus? Și toți dădeau din numeri, nu Und și unde e Iisus, du-te, Domnule, de aici, ce ai probleme? Și la un moment dat copilul ăsta, alergând de la un om la altul, a ajuns în dreptul unui bătrânel și când s-a dus în fața lui, a luat de mână Domnule, te rog frumos să-mi spui, unde e Iisus? Unde îl pot găsi pe Iisus? Și bătrânelul foarte inspirat zice, uite, acolo e o biserică, tu te că acolo trebuie să-l găsești pe Iisus. Și era program de duminică dimineața în biserica aceea. Și a intrat copilul pe interval, pe intervalul bisericii. Oamenii ascultau foarte atent predica. Probabil și nu știu că se și plictiseau, cine știe. Dar a intrat copilul ăsta urlând și strigând pe, pe, coridorul bisericii. S-a dus până în fața amvonului. Nici măcar oamenii de la ordine nu au mai putut să-l oprească. Și striga în tuna, unde este Isus? Unde este Isus? Și la un moment dat pastorul nu l-a băgat în seamă, că a zis că e unul care are probleme și el și-a continuat predica, dar după două minute, când copilul ăsta într zicea, unde este Isus? Unde este Isus? S-a oprit pastorul și a spus, tinere, dar ce vrei tu cu Isus? A spus, domnule, mama mea este grav bolnavă. A venit în dimineața aceasta medicul la noi acasă și l-a tras pe tatăl meu de o parte, dar eu am tras cu urechea. Și a zis așa, domnule, pentru soția ta nu se mai poate face nimic. Numai Iisus o mai poate vindeca. Și domnule, eu am întrebat pe stradă, unde este Isus? Și cineva mi-a spus, un, frat, un bătrânel zice, mi-a spus să vin aici în biserica dumneavoastră, că aici îl voi găsi pe Isus. De aceea te întreb și te rog din toată inima să spui, unde e Iisus? Și păstorul s-a oprit și a spus, oameni buni, l-ați auzit? Și atunci păstorul a pus următoarea întrebare în biserică, oameni buni, este Isus în biserica aceasta? Este Isus în biserica aceasta? Și toți au spus, Isus este în biserica aceasta. Și știți ce s-a întâmplat? S-au rugat pentru mama acestui copil. A doua duminică dimineața, pe ușa bisericii, la ora nouă fix, intra copilul cu mama lui de mână. Știți de ce? Pentru că Isus era în biserica aceea. Pentru că Isus a coborât în biserica aceea. Credeți dumneavoastră că Isus este în biserica aceasta? Credeți că Isus Hristos se coboară aici? Credeți că Isus Hristos este prezent aici? Eu cred asta. Eu cred asta bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și pe ceea ce simt în locul acesta. Isus Hristos este în biserica aceasta și a venit să stea în cu oamenii aceia care se închină autentic, cu oamenii aceia care nu le este rușine să proclame numele Lui Dumnezeu, cu oamenii aceia care strigă în prezența Lui Dumnezeu și se bucură, cu oamenii aceia care se bucură de părtășia Duhului Sfânt, cu oamenii aceia care realmente se întâlnesc cu Dumnezeu la biserică, omule, când nu te mai întâlni cu Isus? Când a fost ultima dată când realmente te-ai întâlnit cu Dumnezeu la biserică? Vreau să spun că în seara aceasta și-a spus-o și, spus și dumneavoastră și-o cred și eu, că Isus este prezent aici. Haideți să ridicăm în picioare și aș vrea să ne rugăm din toată inima și știți pentru ce aș vrea să ne rugăm? Dacă suntem închinători adevărați, Doamne, fă -ne și mai autentici! Doamne, dacă avem putere, dă-ne și mai multe putere, Doamne! Doamne, dacă am văzut slava și gloria Ta și am experimentat puterea Ta, vrem și mai mult de atât, Doamne! Dar în același timp, Doamne Iisus, ne vrem să ne rugăm pentru oamenii aceia

Vrem să ne rugăm pentru oamenii aceia care n-au nicio treabă cu casa lui Dumnezeu, măcar că sunt aici. Vreau să ne rugăm pentru oamenii aceia care, voluntar sau involuntar, frânează lucrarea din casa lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm pentru oamenii aceia care uită care este menirea casei lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să se atingă de ei, ca Isus Hristos să-i tămăduiască, să-i elibereze spiritual, să le deschide ochii ca robului Elisei și să experimenteze puterea lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt care este în locul acesta, în această seară. Pentru că că noi suntem în prezența unui Dumnezeu mare, pentru că noi suntem în prezența lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trăiască-i numele. Suntem aici, la biserică. Isus este aici. Isus este aici. Nu crezi că ai ceva să-i spui? În următoare rugăciune, fiecare dintre noi, aș vrea să-i spunem ceva lui Isus, ce avem pe inima noastră. Eu am atâtea lucruri să-i spun pe inima mea și vreau să mă rog împreună cu dumneavoastră în seara aceasta. Vreau să mă rog, iubiții Domnului. Eu nu știu din ce categorie crezi tu că faci parte. Eu cred că fiecare dintre noi, la prima impresie am zis, noi nu suntem din prima categorie, noi nu suntem nici din a doua, noi, nu suntem, nici, noi suntem închinători autentici. Dar știți ce a spus omului Dumnezeu Augustin? A zis o vorbă mare și vă rog să mă ascultați. Mulți sunt afară și par a fi înăuntru și mulți sunt înăuntru și par a fi afară. Vreau să ne rugăm, Domnule, să fim înăuntru, în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Isus. Isus este aici, cheamă puterea Lui, descarcă-ți inima înaintea Lui, spune-ți durerea ta, spune bucurile tale. Dacă ai motive de bucurie, ridică mâinile spre cer și proclamă numele Lui Dumnezeu. Fii și tu ca acei copii din templu care strigau, strigau, strigau o sana fiului David. Dacă ești un om care poate își pe calea de Dumnezeu, dacă își la biserică, dacă își în viața de zi cu zi, roagă Domnului să te vindece, să mergi drept pe cărare. Dacă ești un om orb din punct de vedere spiritual și încă nu-L vezi pe Dumnezeu, mă rog ca Dumnezeu să se atingă de ochii tăi și să-ți dea lumină în aceasta, pentru că Iisus Hristos, lumina lumii, este aici la Sfânta treime. Și tu ai nevoie de acest Isus. Și noi toți avem nevoie de acest Isus. Să ne pocăim înainte lui Dumnezeu, să ne plângem păcatele, să lăudăm numele lui Dumnezeu. Și Doamne ajută-ne să fim închinători adevărați. Haide să ne rugăm lui Dumnezeu cu îndrăzneală, să strigăm ca cei din templu din Ierusalim. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule, iartă-ne. Vreau să-ți mulțumesc în numele tău sfânt. Mulțumim, Îți mulțumesc pentru această biserică, Doamne. Aleluia. Biserica Sfânta Trăime este o binecuvântare pentru zona aceasta. Oh, este o lumină în întuneric, Doamne. Aleluia. Mă rog, Doamne, să faci ca farul acestei biserici să lucească și mai tare, Doamne. Doamne, mă rog ca în această biserică să vină tot mai mulți oameni să se întâlnească cu tine, Doamne. Doamne, Tu vii aici, Tu ești în această biserică, Tu ești capul acestei biserici, Doamne. Te rog, Doamne, să cercetezi biserica aceasta, Dumnezeule. Te rog, Doamne, Dumnezeule, să pui Duhul Tău cel Sfânt în orice om din locul acesta, Dumnezeule. Te rog, Doamne, Dumnezeule, să ai aici puterea și sângele lui Isus Hristos. Mă rog, Doamne, să-i liberezi de păcate oameni aici. Mă rog, doamne, să te atingi de orbi, de șchiopi, doamne, de șceptici, doamne, te rog, doamne, să le dai putere numele lui Isus Hristos, doamne. Noi în această seară, Dumnezeu, ne-am închinat în prezența Ta. Tu ai venit aici în biserica aceasta, Dumnezeule. Și mă bucur, Doamne, Dumnezeule, că aici ai găsit închinători adevărați. Închinători care se închină Tatălui în Duh și în adevăr, Doamne. Doamne, pune noi Duhul Tău cel Sfânt, Dumnezeule. Mișcă-ne prin puterea Duhului Tatăl din Cer, Doamne. Doamne, vrem să experimentăm bucuria închinării autentice, Doamne. Vrem să proclamăm măreția numelui Tău de Dumnezeu. Vrem să proclamăm, Dumnezeule, sângele Tău, Doamne peste toți oamenii bolnavi, peste toți oamenii păcătoși, Doamne. Te rugăm să zădănicești lucrarea diavolului, Doamne. Te rog să rupi lanțurile celui rău, Doamne. Să-i liberezi captivii, Doamne. Să dai vindecare și liberare și putere în numele lui Isus Hristos și prin sângele lui Isus Hristos, Doamne. Pentru că tu poți, Isus Hristos, să faci lucrul ăsta și îl faci în seara aceasta, Doamne. De aceea, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru experiența care am avut-o în aceste luni de zile în biserica aceasta. Mă rog pentru această biserică să meargă din putere în putere. Binecuvântă pe fratele Vladimir, pe fratele Adrian, binecuvântă ceilalți slujitori, Doamne, binecuvântă cântăreții din casa aceasta, binecuvântă bătrânii, părinții, Doamne, binecuvântă toți oamenii care sunt în locul acesta și, o Doamne, dorința mea este ca toți să fie închinătorii Tăi autentici. În numele Lui Isus. îți mulțumesc. Amin.